invitația noastră. Cu plăcere. Suntem în Golful 4 R32. Probabil că ați văzut filmări și poze pe internet cu această mașină. L-am adus pe Cristi aici să ne spună mai multe despre ea. Cristi, ia spune cum e cu mașina asta care are nevoie de internetul la un moment dat. Când au postat-o cei de la Ford Touring, a fost ceva așa. Ce asta lumea s-a așteptat. E un Golf 4 R32, cum ai spus și tu, cu o conversie turbo făcută de băieții de la Exelixis. Și cam atât, nu știu ce să spun mai mult. Spune, cât mai are mașina? Mașina are, în primul rând, mașina are 3 hărți de putere. 3, hai să le spunem oameni ce înseamnă cu hărțile de putere, adică avem o setare de fabrică, nu? Nu. Practic. Nu este de fabrică, este o setare safe cu care mergem acum. Mașina are undeva la 550 de cai. Da. Există o harta a doua care are în jur de 650 de cai și harta a treia care mașina dezvoltă puterea maximă de 720 de cai. 720 de cai. Am văzut inclusiv în acel filmuleț pe Dyno avea 720 de cai. Despre cifre Dyno vorbim acum. Nu cred că cifrele sunt neapărat tot timpul concludente. Cred că feeling-ul ce se-ți oferă o mașină e mult mai important și interesant decât suma cailor pe corect, care o conduci. Corect. Trebuie să vă spun neapărat că mașina asta, de când am început noi să facem review-urile astea, este singura mașină care mai a murit motorul de 6 ori când am încercat să de pe loc cu ea. De ce? Spune-ne, Cristi, ce fel de abreaj este asta? Un abreaj Tilton, tridisc, metalic. Și într-adevăr are o cursă foarte scurtă și necesită un pic de obișnuință până vrei să pleci de pe loc. Deci mașina atât pe puțin apeși pedala de accelerație și încearcă să rupă, să smulgă, să... E foarte brutală mașina. Și tu cum mergi cu ea zi de zi sau nu mergi zi de zi cu ea? Din păcate nu merg zi de zi cu ea, deși aș dori. Dar nu prea am suficient timp și merg, să zic așa, mai mult în timpul weekendului. Deci nu e o... Deși, după cum vezi, mergem cu 60 la oră în dreapta a patra și... E ok, nu? Da, se poate merge, e un daily driver. Din păcate, eu nu o folosesc zi de zi. Am înțeles. Mașina e păstrată, mașina este 4x4, deci pune destul de bine jos. Am înțeles că nu ai făcut o setare pe benzină de curse, că practic acum obsești într-adevăr, n-ai nevoie. Da, teoretic când am făcut mașina împreună cu Teo de la Exelixis a fost vorba să facem și o setare cu benzină de curse. Dar ulterior eu am fost mai mult decât încântat de ceea ce dezvoltă mașina. Eu cred că este peste puterile caroseriei. Așa este. Puterea care o dezvoltă și nu cred că mai este necesar să fac încă o hartă cu o benzină de curse, că nu văd la ce aș putea să o folosesc. Corect. Mașina participă din când în când, am văzut pe circuit la Dâncata, nu? Da, la track day-uri mă duc și mă mai distrez, e foarte fun. Cutia e pe crapoți? Cutia, da, este un domon. Mai are doar dreapta întâia și a doua sunt stock. Iar de la dreapta a treia este cutie cu... Foarte, foarte scurtă. Da. Cu trepte foarte scurte. Poți să ne spui ceva ce a intrat, modificări în ea? Mă refer tipuri de pistoane, că bănuiesc că mașina... Da, asta ar fi o discuție foarte lungă și o listă foarte lungă, nici eu nu le mai știu. Din mare, ce știu eu, pistoane G, nu? Da, G-Pistons, turbina Turbo Precision, niște Westgate-uri. Da, să le spunem celor care se uită, mașina are două pompe de benzină, nu? Da, în portbagaj există un rezervor suplimentar în care este incorporat o pompă de benzină. Este un rezervor de 5 litri care mai are o pompă suplimentară de benzină. Interes. Și tu te chinui să păstrezi mașina cât mai stoc posibil. Da, ideea de la care fătișar. Am plecat eu a fost într-adevăr să păstrez o mașină cât mai aproape de lucrul OEM al mașinii. Unele lucruri nu le-am reușit. Bara din față este decupată din cauza intercoolerului. Exact. Capota este tăiată ca să putem să scoatem căldura de la motor, să putem răci. Și cam asta a fost micile compromisuri care a trebuit să le fac.
Oricum, mașina, sincer, pentru cine nu e cunoscător, ca să spun așa, nu îți dai seama la exterior cel puțin. Da, ideea a fost să fac o mașină care să îmi placă mie personal și să mă bucure. Gândiți-vă că mașina are inclusiv tot interiorul, inclusiv clima. Avem și muzică. Ascultă și radio. Da, ceva mai rar așa, să poți să faci un Golf de 720 de cai și să păstrezi absolut totul. Da, e o muncă de 4 ani care încă nu e gata din punctul meu de vedere. Mai sunt mici lucruri care mai necesită muncă și bani, dar probabil că în timp o să ajung să le fac și bani. Sunt sigur că o să reușești, pentru că exemplul ăsta. Adică dacă reușești să aduci într-o mașină, trebuie terminat. Să le spunem oamenilor, deci înainte era un simplu Golf 3.2 benzină aspirat. Mașina a fost cumpărată de mine în stadiu absolut stock. Deci un Golf 4 R32 din 2003, 231 de cai, nu? 241 de cai, cum vine el de fabrică, cutie 6 trepte, integral. Deci, să înțeleg că stock a mai rămas decât caroseria, interiorul un pic, da, scaunele, dar au trebuit retapețate, că nu erau foarte frumos făcute scaunele. Tot așa am încercat să păstrez o linie cât mai aproape de OEM, fără alte intervenții de stil. Da, e destul de greu cu ambreajul ăsta prin oraș. Ți-am spus, e chestie de obișnuință. Aoleu. Acum ai problemă. Dă-i a doua, știu că a doua. Poți să iei piciorul din ambreiaj acum, că ții degeaba. Da? Da, cursa atât de scurtă încât... Nu știu, e ciudat, pare rău de tot. De prima mașină care mi-a spus ambreiaj de genul ăsta. Bănesc că ți-a luat și ție ceva timp, nu? Da, și ți-am spus și acum sunt... Vedeți când mă urc la mașină după mai mult timp, după ce mă urc mult timp și nu este destul de greu să-mi trec cu ea. Wow. Bun, asta trebuie să apară neapărat pe film. Foarte. De-abia acum începe să meargă. De-abia acolo începe să meargă mașina. Până acum ne-am plimbat. Știu, băi, dăm asta și vrut de plimbă puțin. Că nu avem unde să-i dăm acum. O să ieșim pe mai târziu. Pus că era radar în față. Da. Poliția română. Spune-ne, te rog, despre, nu știu cum se le numesc, monitoare, tablete, gadget-uri. Ce indică fiecare, să știm? Lăsat de sus de aici, am înțeles de la tine că indică harta pe care ești, nu? Nu, cel de sus este bordul mașinii. Mașina merge pe un calculator stand-alone. Da, adică făcut special pentru mașina asta. Da, este un calculator separat de cel al mașinii, care comandă toate funcțiile mașinii. Mai puțin a rămas calculatorul și am oprit ceasurile, de aceea este acel monitor acolo, pentru că am vrut neapărat să păstrez ceasurile de bord. Exista o variantă în care se schimba bordul mașinii, dar eu nu am vrut. Am vrut să las ceasurile care sunt, după cum vezi și tu, absolut funcționale. Asta ne-a zis, sunt calibrate, da. Deci uite, viteza ta de acolo, o ai acolo, în stânga, 51, acum mergem cu 51. Deci cel din stânga este ceasul de parametri, în care avem presiunea turbo, amperajul din baterie, temperatura de evacuare la gaze, temperatura din admisie, tot felul de senzori și de temperaturi. De când să înșirăm foarte multe indicatoare, am preferat... Sau mult și le pun aici pe... Da, depinde de fiecare. Mi s-a părut că îmi carcă un pic aspectul mașinii. Da, e mult mai practic. Se poate seta individual de acolo ce dorești să urmărești și... Ai un control asupra mașinii. Am înțeles, dar mașina pune puterea destul de bine jos, nu? Sau ai și anumite perioade în care pur și simplu nu mai își patinează? De când tu știi mai bine. De patina nu patinează, doar că ți-am spus, punctul meu de vedere este pentru caroseria asta, puterea maximă care o dezvoltă mașina asta este mult prea mare. Adică, un Golf.
700 și cât de Nm are mașina acum? Din câte am văzut eu? 780, dacă țin eu bine minte, dar asta se poate. 780? 780 de Nm, dacă ține bine. E extraordinar de mult. Este, da. E prea mult pentru o caroserie așa. Asta vreau să zic, și aia micuță. Oricum și caroseria ajută mult o mașină asta. La ca ăștia. Dar tu practic acum a mai scăzut din căutatea mașinii stock sau a crescut? Nu, a crescut. A crescut, nu? Da, față de stock, mașina are antifonare cu folie de specialitate pentru difuzoarele din uși. Există rezervorul acela în spate, există fel de fel de lucruri adiționale care au fost montate pe mașină. N-am cântărit-o, dar sigur mașina are în jur de 1,6 tone, probabil s-ar putea să fie și un pic mai sus. Dar cu prima ocazie cred că o să te interese să fac. Dar, repet, cifrele, tot raportul ăsta de cifre și de cai și de greutate, din punctul meu de vedere, dacă vrei să faci o mașină performantă și la secundă, care să facă un timp pe circuit, sunt total de acord. Dar pentru o mașină de stradă, din punctul meu de vedere, contează ce feeling îți dă mașina. Poți să ai un feeling senzațional cu o mașină de 100 de cai și poate corect, să fie corect. O mașină de 500 de cai corect. Care să nu-ți spună sau să nu-ți transmită absolut nimic. Da, inclusiv nimic. Noi am mers cu mașini care aveau mai puțin cai, dar stătea feeling-ul mai, ca și cum ar fi fost mult mai agresiv, mult mai puternic. Exact, sunt. Deci partea asta cu, eu de asta nu am așa o chestie să punem accent, mamă, mașină de 700 de cai, de 800 de cai, de băi, 3000 că este de un golf, 3000 da, de cai. Da, este într-adevăr, este o realizare că băieții de la XLX s-au reușit să facă, să scoată puterea cred asta din mașină. Cred că este singur din țară care poți să facă. Probabil că sunt, întotdeauna există altcineva care are o mașină mai puternică și mai rapidă decât a ta. Deci nu asta, nu cred că asta e un țel, să scoatem un număr de cai. Aici 700 de cai, asta? Nu mai contează, înțelegi? Asta vreau să... Uiți de GTR, uiți de tot ce a făcut până acum. Înțelegi? Asta e greu de înțeles și de transmis celorlalți. Și adică feeling-ul nu adică poate să râdea. Uite, vezi, s-a transpirat palmele. Băi, bănesc că e pentru tine. Când ai luat pentru prima oară mașina asta, a fost un șoc. Da, a fost o senzație. Nu mă așteptam, îți spun sincer că nu mă așteptam. Visam și eu tot așa sute de cai, sute de newton, visam timp și după ce m-am plimbat cu mașina asta, mi-am dat seama că nu este. Dar prima oară când ai condus și ai făcut asta, cum a făcut da, deci, ce ai zis? Exact. Te-ai speriat, nu? Nu, m-am bufnit râsul, deci nu-ți vine să crezi cum poate să meargă și vai. E greu de explicat treaba asta. Deci ești curios? Închipuieți! Așa care ai o zi proastă, e perfect de stori și da, ca să da. Te scoate din, exact, din absolut exact, tot. Da, da, da. Și are un alt lucru de care eu sunt îndrăgostit de la mașina asta este sunetul evacuării. Da, da, deci da. Are un sunet inconfundabil. Dacă o să puteți să-l prindeți pe cameră, ar fi o să-l minunat. Prinde cu siguranță. Credeți-mă că o să... Deci este, din punctul meu de vedere, este genial. Se aud Westgate-ul ăstea. E... Sunetul cred că face
tot așa, destul de multă treabă din mașina asta. Da. Aici avem poliția română cu noi. E bine să fiu băieți scumpiți. N-ai avut niciodată permisul ăla până acum cu mașina asta? Nu. Wow. De când am permis, am avut o singură dată permisul. Cred că n-aș exista o oră cu mașina asta, cu permisul ăla. Sincer, da. Sunt convins, dar trebuie să să ținem de el și... Bine, tu ai noroc că te dai pe adânca ta și acolo se trece... Deci mă lac și acum cu transpirație puțin. Acum e problema cu... Ce să dai de asta? Ei, dau, da. Da. Cred că nu o să mai simt chestia asta niciodată. Nicio mașină pe care aș filma-o, probabil nu știu, doar să filmez vreun Bugatti sau vreun Chiron ceva. Mamă, e ciudat tare pe...